Hei, bună ziua, oameni buni! Eu sunt Marius Becan, al păsărilor de curte. În acest episod am să vă arăt toate păsările și animalele. Așa că, după cum puteți vedea, am dat drumul găinilor. Au fost toate până mai devreme în grădină. Au fost și gâștele și rațele. Numai că pe ele le-am băgat înăuntru. Pentru că vine ploaia și... Să nu stau atunci pe ultima 100 de metri, pentru că vin nori negri. Nu se văd chiar așa de negri pe clip, dar vă zic sigur că sunt destul de negri. Și s-a confirmat cu tunetul. Acolo câțiva. Ăștia doi gen pui... Fratele acestuia, până la urmă, sunt ambii cocoși, nu am nicio puică din ei doi, din păcate, dar asta este să fie ei sănătoși și să trăiască. Aici este care mănâncă grâu, i-am dat să mănânce împiedicatul ăsta. Nu știu unde sunt toate piticele și mai devreme erau în curte toate, în curte, aici, în față. Cred că mi s-a intrat ori în garaj de jos. Da, ori mare parte aici. Și o parte spre în grădină și pe aici. Să ne uităm și de ouă la pitice. Uica aceea mi se ouă, deci e la sufletul meu găina aceea. Avem acolo un ou. Aici nu avem nimic, le-am făcut un cuibar aici. Stați să pun pe grâu. Am aici grâu, aici și acolo în spate porumb. Porumb, mai am de cumpărat. Pentru că de grâu stau foarte bine. Spre fericirea mea. Alte câteva găini pe aici. Cățelașul ăsta. Uitați alt cocoșel pitic pe aici. Moțata bătrână. Una de viandot care se ouă. Să vedem ce avem și până acum. 5 aici. Cu 5 de aici. 5, da, 10 și dacă se ouă și însa, da să văd, s-au ouat ambele de viandot azi. Este foarte, foarte bine. Cloșca de sub garaj clocește foarte bine, nu se dă deloc jos de pe cuib, rar de tot o văd la mâncare. Moța ta herminată. Fac așa un clip scurt să filmez cât mai pot, că s-a cam dus vacanța, ce să mai... nu focusează, adică el de focusat, dar claritatea e cam proastă. Nervează că telefonul ăsta când vrea face poze bune, când nu, nu face. Și de multe ori îmi zice lumea că ce-au găinile de îs palide, dar nu sunt palide absolut deloc, dar așa îmi face telefonul, poze, clipurile. E cloșca aici după iesle, dar nu mai intru să o mai deranjez, că abia ce s-a liniștit. Le-am dat și dânselor mâncare, apa au acolo. Nu mai intru nici la ele, vi le arăt de aici. Pentru că n-am așa, n-are ce să vă arăt. Numai așa, micile noutăți, care sunt într-adevăr puține, uita și mărbin. Aici îmi pui jordăsta, mai mis câțiva de ăștia mari și pe aici prin grădină, cum ar fi puica asta. Eu îi da vin nori urâți. Da, și cam atât. Cam scos roșii, am scos ardei, am scos tot. Nu știu de ce am mai lăsat firele astea două de vinete. Dar am lăsat și florile astea de ochiul boului.
am curățat cât de cât și restul așa ce se vede, am lăsat să mănânce găinile și rațele să pace. Dacă tot le țin, să aibă și ce mânca. Aici e curat. Bine, bucata asta mai e de făcut. Care de aia mi-e urât mie, că e numai de aia de înțeapă. Cocoșul ăsta fără pambică. Da, și în rest, așa cum am spus, nu prea am ce va arăta. O să fac, cred că mâine, posibil, un clip lung în care vi le voi arăta pe toate. Și nu promit nimic, dar probabil să fac și rutina de dimineață cât de curând, până se termină vara, vacanța, de fapt o fac, că mâine este ultima zi din vară. Poate o fac mâine. Ar fi fain. Au și aici, bine, aici au cam terminat greu, dar au și acolo jos. Apa au, nu-i problemă. Șu! A, bine, ăștia, dacă calcă găinile mari, nu mă deranjează, că oricum eu nu pun cloști acum. Ăștia mari să nu calce pe pitice. Pentru că ați văzut ce corcituri mi-au ieșit și de-aia nu vreau să țin. Dar acum că nu mai am ce găini să-mi pice, nu mai fac așa probleme. Ioi, ioi, ioi. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Pa, pa!